Instituțiile statului român fac plecăciuni în fața celor din Statele Unite când vine vorba de extrădări către țara de peste ocean ale unor cetățeni români sau americani cercetați pentru diverse fapte penale. Aceasta este concluzia la care au ajuns jurnaliștii de la Ziar de Cluj, care au analizat în oglindă cum au reacționat autoritățile judiciare din cele două state în câteva cazuri celebre. În decembrie 2004, un pușcaș marin, beat mort la volanul unui jeep, a intrat în plin într-un taximetru în București, în care se afla Theo Petter, chitaristul bas al trupei Compact, care a murit pe loc. Pușcașul marin a fost rapid împachetat de ai săi, n-a ajuns nicio secundă în fața vreunui anchetator român, a fost extras din România chiar în acea seară și dus a fost. Ulterior am aflat că a fost judecat conform legilor Statelor Unite ale Americii, iar pedapsa primită a provocat un val de mânie în țară. Dar, când este vorba de extrădarea cetățenilor români aflați pe teritoriul Statelor Unite, situația stă altfel. De exemplu, cazul fostului director al CFR, Mihai Nicolaiciuc, arestat preventiv în lipsă și dat în urmărire generală în octombrie 2006 pentru fraude de peste 50 de milioane de euro în detrimentul CFR. A fost depistat pe teritoriul Statelor Unite în 2008 și reținut în 2009, deși stătea acolo încă de 3 ani și a fost adus în țară abia în 2011. Pentru că pe teritoriul Statelor Unite se aplică legea cu toate chichițele sale, iar procurorii și judecătorii americani nu-și permit să ardă etape. Să vedem și cum procedează ai noștri cu proprii săi cetățeni atunci când Statele Unite are nevoie de ei în diversele sale anchete. Un caz celebru este cel al hackerului numit Guccifer, care a fost acuzat în Statele Unite că a spart conturile de e-mail a peste 100 de persoane în perioada 2012-2014, printre care politicieni americani cunoscuți, precum fostul secretar de stat Colin Powell, mai mulți membri ai familiei fostului președinte George W. Bush sau fostul secretar de stat Hillary Clinton. În septembrie 2018, statul român, prin Curtea de Apel Alba, a admis că după executarea pedepsei din România, să-l extradeze în Statele Unite pe hackerul arădean Marcel Lazar Lehel, cunoscut drept Guccifer, pentru a executa și pedepsa de 4 ani și 4 luni de închisoare pe care a primit-o de la o instanță din statul Virginia. În România, Guccifer fusese condamnat în 2014 la o pedeapsă de 7 ani de închisoare cu executare pentru că a spart conturile de e-mail ale fostului director SRI George Maior, ale europarlamentarului Corina Crețu și ale unor vedete. Prin comparație, să urmărim cum procedează statele solide din Uniunea Europeană și de peste Atlantic. Celebrul caz Kezan Tower, Mihai Kezan de țepe peste tot în România, în Germania, în Statele Unite. Americanii îl condamnă în lipsă la închisoare cu executare, în timp ce se află în Germania. Pe procedură cer extradarea lui, însă nemții resping solicitarea, asta în vreme ce Mihai Kezan se afla sub control judiciar. Kezan este ținut pe teritoriul Germaniei pentru lămurirea infracțiunilor de acolo. Are brățară de urmărire, dar umblă liber prin Stuttgart în așteptarea clarificării faptelor de care este acuzat acolo. În altă ordine de idei, suntem la mai bine de 2 ani de când liderul turc Recep Erdogan a cerut Statelor Unite să-l extradeze pe clericul Fethullah Gulen și încă nicio hotărâre, chiar dacă acesta este acuzat de tentativă de lovitură de stat și asasinarea președintelui turc din iulie 2016. Revenim acum la recentul caz al lui Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, firmă de tranzacții cu monede virtuale din Cluj, care a fost reținut la cererea procurorilor din Statele Unite și pus sub control judiciar de instanță în dosarul în care tânărul a fost acuzat de înșelăciune, fraude informatice și spălare de bani. La perchezițiile efectuate de DICO, Structura Centrală și BCC-ul Cluj și Craiova au participat fără drept cei de la Serviciul Secret al Statelor Unite. Legea în vigoare permite în baza tratatului dintre România și America acordarea unui sprijin juridic în vederea punerii în aplicare a unui mandat de extradare. Cu toate acestea, pe teritoriul României, americanii nu au dreptul de a efectua acte de urmărire penală. Aprobată prin mandatul emis de Tribunalul București, echipa Serviciului Secret American a intrat în locuința lui Vlad Nistor și a supravegheat îndeaproape toate bunurile ridicate de la domiciliul și firma acestuia, CoinFlux. Potrivit legii, americanii trebuiau să aștepte aducerea cu mandat al lui Nistor la București și ulterior aprobarea judecătorilor a mandatului de arest preventiv în vederea extrădării. Acesta a fost și motivul pentru care numele celor de la Serviciul Secret American nu apar pe procesele verbale întocmite la percheziții. Însă procurorul DICOT, Cosmin Daniel Hălălău, i-a luat cu el. De ce? Se întreabă jurnaliștii de la Ziar de Cluj. Dar să aflăm ce spun avocații specializați în dreptul penal. Din punctul meu de vedere, serviciile americane nu pot face acte de urmărire penală pe teritoriul României. Acestea intră exclusiv în sarcina procurorului și polițiștilor. Acest lucru este prevăzut în codul penal. Fiind vorba de dispoziții exprese, nu ar trebui să aibă nicio posibilitate de a face acte de urmărire penală. Acestea sunt curtoazii între state, așa cum avem și noi nevoie de câte o extradare și apelăm la ei. Ei ar fi trebuit să participe în calitate de invitați, nu să facă ei procedurile, a declarat avocatul Paul Mihai Neamț. Participarea americanilor la percheziții în România a
devenit o practică curentă. La începutul acestui an, doi agenți de la Drug Enforcement Agency au participat la perchezițiile efectuate de Dicot Cluj în dosarul patronilor de la Thai Therapy și Clinica Union. Însă aici lucrurile au stat puțin altfel. Cercetările penale s-au mutat în curtea celor de la Dicot Cluj și nimeni nu a fost extradat în Statele Unite. Cu alte cuvinte, Dicot Cluj a știut să-i lase pe cei de la DEA să facă o lucrare, dar nu au lăsat-o din mână, ci au preluat-o conform legii să o ducă mai departe. De ce nu poate face același lucru Dicot, structura centrală? În septembrie 2007, ministrul de externe al justiției de atunci, Tudor Alexandru Chiuariu, și Nicholas F. Taubman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, s-au ocupat de redactarea și semnarea tratatului de extradare între cele două țări. Documentul a început să producă efecte în 2009, când ministrul de externe de atunci, Cristian Diaconescu, l-a semnat la Washington. Documentul instituie o procedură de extradare mai simplă pentru orice faptă care întrunește condițiile privind durata minimă a pedepsei prevăzute de lege sau a pedepsei extradate, precum și extradarea pentru infracțiuni săvârșite în afara statului solicitant. Tratatul mai prevede că extradarea nu va fi refuzată pe motivul cetățeniei, eliminând astfel un obstacol în combaterea criminalității transnaționale. Tratatul reglementează și o procedură simplificată de extradare în situația în care persoana în cauză consimte să fie extradată către statul solicitant, a declarat în 2009 fostul ministru Cristian Diaconescu.